Încă un jurnalist a fost rănit în Ucraina. Este vorba despre un corespondent al postului de televiziune Fox News. Bărbatul se află internat la terapie intensivă în stare gravă. Este cel de-al treilea jurnalist care a fost rănit în războiul din Ucraina, iar un altul a fost ucis. We are learning new information with a Fox News reporter, Benjamin Hall. He has been injured while reporting right outside of Kyiv. Fox News saying today in a memo earlier today, our correspondent Benjamin Hall was injured while news gathering outside of Kyiv. Fox News media CEO said in a statement, we have a minimal level of details right now, but Ben is hospitalized and our teams on the ground are working to gather additional information as the situation quickly unfolds. Acesta a fost mesajul directorului Fox News, Susan Scott, într-o notă adresată angajaților. Benjamin Hall are 39 de ani și lucrează la Fox News din 2015. Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a confirmat la rândul său că un jurnalist occidental a fost rănit și este îngrijit de medicii ucrainieni. Reamintim că Brent Renaud, jurnalist și cineast de război în vârstă de 51 de ani, transmitea informații de pe frontul din jurul Kievului când a fost ucis de armata lui Vladimir Putin în localitatea Irpin. Jurnalistul se afla în mașina unui civil în momentul în care soldații ruși au deschis focul asupra lor. În mașină se afla și o a treia persoană, un alt jurnalist american, Joana Redondo. Acesta a povestit rănit de pe patul de spital clipele de groază prin care a trecut. We were across one the first bridge in Irpin. We were going to film other refugees leaving and we got onto a car. Somebody offered to take us to the other bridge and we crossed a checkpoint and they start shooting at us. So the driver turned around and they kept shooting. It's two of us. My friend is Brent Renault and he's been shot and left behind. I saw him being shot in the neck and we got split.